chiar super. E prima oară când mă aflu aici. Cum simți locul ăsta ca om de televiziune, are nu din fața ecranului, ci de aici? Am emoții, am avut emoții uriașe în culise, așteptând să intru și mă gândeam, Doamne, cât de bine este să fii tu stăpân, să știi ce urmează. Se poate să mai ai emoții după atâta vreme? Am 11 ani, zic bine? 11 ani, exact. Doamne, ce bătrână ești! Îngrozitor. Eu am 13. Ce bine, ne menținem încă. Da, se țin bine bătrânii. Am emoții, tu n-ai? Am. În fiecare seară de sâmbătă, dar e benefică emoția asta, să știi, e constructivă. Cred că se și transmite prin intermediul camerelor, se transmite acasă și cred că oamenii de asta și stau să urmărească programele unde ne întâlnesc și pe noi și ne primesc în casele lor. Eu cred că vor sta și acum când ne unim forțele, pentru că avem un lucru frumos de făcut. Avem de spus, de fapt tu, în complicitate cu noi, ai hotărât să spui mulțumesc unui om. Se află aici printre cei 250 de spectatori din sală și te-a ajutat cândva, te-a sprijinit atunci când nu erai o vedetă, nu erai o persoană celebră. Așa este, a fost un moment pe care nu o să-l uit niciodată, un moment pe care nu ai cum să-l uiți, pentru că mie mi-a influențat viața și mi-a stabilit un drum. Eu cred că ai destin pe care nu poți să-l schimbi, dar există răscruci. Și există și oameni care la un moment dat ți-ar putea doar să-ți arate așa cărarea. Mai departe, drumul ți aparține. Eu o să te rog să nu-i spui numele încă, să lăsăm acest personaj să se descopere pas cu pas în dialogul nostru. Până una alta, ai 11 ani de carieră, spuneam, ești un om de televiziune foarte apreciat, publicul larg te iubește, dar și specialiștii, pentru că ai fost premiată de nenumărate ori. Cu toată echipa de la Observator am avut multe, cel puțin 5 premii pentru Observator ale Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România. Am avut premiu pentru film documentar împreună cu alți doi oameni cu care am lucrat foarte bine, Sărian Țurlea și Robert Tătăruș. Au fost multe premii, au fost multe... Mulțumesc încă o dată! Au fost multe lucruri de care sunt mândră în carieră și care niciodată nu m-au făcut să mă opresc și să spun... aici, pe palierul ăsta, sunt mulțumită. Am vrut mai mult și să dovedesc și să conving oamenii că putem să facem o echipă bună. Și când ai luat pentru prima dată contact cu această lume magică a televiziunii? În 94, cam prin august, întâmplător voiam să ajung în televiziune și întâmplător am aflat că e nevoie de oameni la emisiuni, la Antena 1, aveau nevoie de public, aveau nevoie de tineri și am luat câțiva colegi, foști colegi de liceu și ne-am înființat la Antena 1 și n-am mai plecat. De atunci până astăzi s-au întâmplat multe lucruri, dar eu aș vrea să privești către acel ecran și să ne întoarcem puțin în timp, să o vedem pe Alexandra Stoicescu de altă dată, da? Au început de câteva momente discuțiile dintre președintele Ion Iliescu și liderii partidelor parlamentare privind problemele apropiatelor alegeri generale. Discuțiile vor fi tensionate și de lungă durată. Deși atât liderii Partidului Alianței Civice, cât și cei PSM au insistat ca presa să rămână la aceste discuții, președintele Ion Iliescu a respins propunerea lor. De la Palatul Cotroceni, pentru Antena 1, Alexandra Stoicescu. Arată că pe piața audiovizualului din România se pregătește o adevărată lovitură. Numai că aceleași informații, la o analiză mai atentă, indică faptul că se conturează de fapt o lovitură sub censură dată tuturor celorlalte televiziuni, care au respectat legalitatea. Revenim în studio, doamnelor și domnilor. Domnule ministru, cum este posibil ca, fără o autorizație, asemenea secte, să le spunem, să există? În ultimul timp, în presă și chiar și acum, s-a vorbit foarte mult despre infestarea voită, premeditată a copiilor români cu virusul HIV. Ce ne puteți spune? Care este adevărul? Prima zi a reuniunii OSCE de aici, de la Palatul Parlamentului, părea a fi o zi extrem de liniștită. După amiază însă, în timpul speech-ului ministrului austriac de externe, Benita Ferrero-Waldner, Austria fiind țara care deține președinția OSCE în acest an, deci spuneam, în timpul discursului Benitei Ferrero-Waldner, trei parlamentari francezi din grupul socialist au avut o reacție vehementă. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Este o zi urâtă și tristă aici în New York, parcă în concordanță cu știrile pe care le am. În urmă cu o oră am primit confirmarea oficială de la poliție și de la Consulatul României aici asupra faptului că românca dată dispărută de sâmbătă, este vorba de Corina Stan, a fost găsită moartă, a fost identificată prin intermediul probelor ADN și va fi mormântată sâmbătă.
E greu de exprimat în cuvinte. E o zi specială, o zi în care primesc o lecție de la viață, de la Dumnezeu. O zi în care mă bucur că ei zâmbesc în jurul meu și sper să putem face cât mai multe pentru ca ei să aibă multe, 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 multe zile cu zâmbete. Multe amintiri lăsate în urmă, multe momente care ți-au creionat portretul în mintea celor ce te urmăresc mereu. Am dat prin clasa a 10-a, eu eram la Revoluție, aveam 14 ani și prin clasa a 10-a, casa fiindu-mi plină de ziare pentru că părinții citeau toate ziarele și eu la fel mă lipsisem, am început să critic televiziunea care se făcea la momentul respectiv, să critic presa, să spun că, desigur, nimic nu este suficient de bun pentru mine și toate ar trebui schimbate. Nu te-a taxat nimeni? Mama. Mama m-a taxat și mi-a spus, apucă-te de treabă dacă într-adevăr ești cu atât de multe idei și crezi că ai putea să schimbi ceva. Ei bine, m-a motivat, m-a ambiționat, n-am putut să o fac evident la 16 ani în clasa 10 pentru că nu m-a acceptat nimeni, vă dați seama. Dar cum am terminat clasa 12, am hotărât că trebuie să intru într-o televiziune. Aflasem de școala BBC. Școala BBC cerea experiență în televiziune și veșnica problemă, o contradicție pe care o trăiesc toți tinerii în ziua de azi, pentru că ei ar vrea să se angajeze, li se cere experiență, nu au experiență, nu au cum să o facă. E un cerc vicios. Iată. Ce ai făcut concret? Am avut noroc. Destinul a hotărât să aflu că au nevoie de public la emisiunea de divertisment la Antena 1. Așa. Am ajuns la emisiunea de divertisment împreună cu două, trei colege. Ca să intri în public. Sigur că da. În public, publicul punând și întrebări. Se plimba un microfon, exista acolo un corp normal. Un public interactiv, punând întrebări invitatului. Exact. Invitatul respectiv trebuia să-și arate o latură deocamdată necunoscută publicului. Țin minte, invitat era Ion Cristoiu. Și trebuia să-l întrebe publicul ce tip de femeie admiră, ce cărți îi plac, ce îi place să mănânce. Ion Cristoiu la vremea respectivă era mult mai plinuț decât acum și râdea și vorbea și despre rețete de slăbit și... A ajuns microfonul și la tine. Da. Destul de repede mărturisesc că am avut grijă să-l fac în așa fel încât microfonul să ajungă la mine. Și eram decisă să rămân, cumva. Să arăt că pot să fac televiziune. Deși nu mă întrebase nimeni, nu mă invitase nimeni ca să dovedesc asta. Și n-am mai lăsat microfonul din mână. Deloc. Am pus toate întrebările care existau pe listă. Exact. Erai la fel de incisivă la acea vreme? Da, sigur, mult mai emoționată și mult mai precipitată în întrebările pe care le puneam. Așa, făceam ochii mari, de acolo mi-a rămas numele de căprioară. Și am făcut ochii mari, eram roșcată rămie cu părul până aici. Și eram hotărâtă să nu ia nimeni microfonul din mână și, într-adevăr, nu i-am dat drum. A fost un moment extraordinar, cred. În momentul acesta înțeleg că l-ai întâlnit pe omul care și-a pus amprenta pe destinul tău, pe cariera ta, mai păi bine da, spus. Păi da, pentru că stătea în regie și se uita la monitoare și se întreba cine îi strică emisia. Că nu dă deloc drumul la microfon, deja cred că începe să-și dea seama persoana respectivă cam despre ce este vorba. Tu îmi spui când e momentul, spui numele, dar sigur că mai stăm puțin. Da. E bine, eu n-am dat drumul la microfon decât după semne disperate ale colegilor cameramani care făceau de-astea, cred că ați văzut deja cam cum se întâmplă, să dau drumul la microfon, să-l lasă. Așa. Foarte supărat am fost, am crezut că îmi pierd șansa, pentru că nu știam la momentul respectiv că în public erau mulți oameni, dar foarte puțini din afară. Ceilalți erau colegi din antenă. Și credeam că eu trebuie să conving oamenii că e nevoie de mine acolo și cred că am și convins dacă am rămas. Pentru că ce s-a întâmplat a fost cam așa. După terminarea emisiunii, m-au luat deoparte cele care făceau emisiunea și e vorba și de Dana Ivanov și de Mura Frânculescu și de încă cineva și de persoana de care îți spun și mi-au zis, n-ai vrea să rămâi, că nu avem nevoie de cineva care să facă munca de teren și să alerge pe aici, iar eu eram super fericită. Și odată rămas să nu te-ai mai dat plecată, da? Eu cred că s-ar fi spune numele. Doina Anastasiu! Thank you.
să vină în seara asta. Bine ai venit la noi, Doina. Ia loc să povestim cam de ce ai venit și cam ce ți s-a întâmplat până la urmă. Este omul care a hotărât că eu merit să rămân în televiziune și a deschis acea cărare. A zis, cine-i puștoaica asta care îmi strică? Iată, nu l-ai greșit. Sunt o bradică și, într-adevăr, aveam... Eu mi-aduc aminte că mi te-a prezentat un regizor, un fost student al meu și mi s-a părut foarte agresivă. În sensul bun sau? În sensul... încă nu știa. Pentru că părea că știe tot, că vrea tot, dar eu mă îndoiam, știi, din ce. Și pe urmă, într-adevăr, a intrat în emisiune și avea ceea ce se numește creier. Adică avea ceva de spus, voia să spună, era încăpățânată, și era simțind înăuntru că clocotește, că are mai multe de spus decât spune. Și mie mi-a plăcut foarte mult să cresc copii. La urmă, și m-aș întreba pe amândouă acum, pentru că sunteți oameni de televiziune, pentru că atâtea sărbători le-ați petrecut, revelioane, sărbători de Crăciun și așa mai departe, în televiziune și nu acasă, alături de cei dragi, când oamenii normali stau în fața televizorului, trebuie să existe cineva de partea cealaltă a sticlei care să-i facă să se simtă bine, nu e așa? V-aș întreba, unde vă petreceți clipele libere, zilele puține și libere? Alexandra, unde alegi să pleci în vacanță de timp? Lângă apă, lângă mare, pe plajă, dacă pot. Ultimul concert a fost absolut superb. Am fost până la Cercul Polar cu mașina și cu toată familia. Cu mașina și cu toată familia la Cercul Polar? Dacă te-o îndrăzneală! Călătorind, chiar excursie de aproape o lună de zile, absolut superbă, dar e prima așa. Îți place așadar ideea de cunoaștere prin călătorie? Da, foarte mult. Să călătoresc poate este, hai să spunem, a doua pasiune după televiziune. Atunci surpriza noastră în complicitate de astăzi e bună până la capăt, se potrivește tare mult pasiunii tale, pentru că îți aducem acum o colecție pe suport DVD destinată călătoriei, de asta dată virtuală, călătorii prin orașele lumii și un aparat performant, un DVD performant, pentru că știm că nu l-ai acasă. Poate mi-am dorit să-mi cumpăr această colecție pentru că am trecut prin majoritatea orașelor care sunt aici. Nu, o să puneți sănătoasă atunci, iată orașele lumii, Viena, Atena, Budapesta, Roma, Madrid. Așa. Și iată și rucsacul pentru următoarea ta călătorie, ai acolo și un tic. Ia să vedem ce mai este înăuntru. Nu știu, hai să vedem. Un termos. Da? Da! Cum ai descoperit acasă ce te mai așteaptă? Să dea Dumnezeu să te bucuri de această seară, să-ți amintești de noi și mai cu seamă hai de Alexandra. Îi mulțumesc încă o dată. Mulțumesc mult. Hai să o ajutăm acum. Nimerit cadoul, da? Din cât înțeleg. E o surpriză extraordinară. Mi-am dorit foarte tare. Mă bucur tare mult, Alexandra, îți mulțumesc pentru că ai ales să petreci seara de sâmbătă aici cu noi, la surprize, surprize. Scopul a fost unul tare frumos. Îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să pot să mulțumesc unui om care, iată, așa cum spuneam, mi-a deschis drumul către ceea ce s-a dovedit pasiunea vieții mele. Eu cred că noi, ca echipă, o să-ți mai dăm o ocazie, aceea de a-ți împlini un vis mai vechi, să mergi la echitație, pentru că îți dăruim 10 ședințe gratuite de călărie la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și proaspăt sosite din Spania, am pentru tine două CD-uri cu Coane, artistul tău preferat. Mulțumesc! Au fost trimise de la Madrid ieri pentru tine. Mulțumesc! Coane, să-l ascultăm chiar acum, eu vă las împreună pentru că aveți multe de recuperat. Avem Andreea, mulțumesc mult de tot. Și să treceți de seară frumoasă. Mulțumim, Andreea, mai bine. Mulțumim mult de tot. Mulțumirile noastre, domnului Sorin Oancea, vicepreședinte Antena 1, Arhivei Antenei, domniței Telepănescu, lui Ștefan Ceacoi. Mulțumim de asemenea familiei Dumitru Schuster, precum și Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, secției Călărie. Ne-au fost alături Florăria Dalmi, Piața Amzi, Ialdis Călăraș și Alina Nagy, precum și firma Vilas prin Victor Ilașcu. Nu uitați!